și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, ne aflăm în duminica a 6-a după Rusalii și Sfânta Evanghelie citită astăzi la Sfânta Liturghie se seamănă foarte mult cu Evanghelia din duminica a 2-a a Apostolului Mare. Și ce bine se potrivește atunci Sfânta Evanghelie pentru postul mare și ce bine se potrivește astăzi Sfânta Evanghelie pentru postul adormirii Maicii Domnului. Mântuitorul Iisus Hristos a fost rugat de locuitorii din ținutul Gadarei să plece. Au fost speriați de paguba produsă prin înecarea porcilor și total indiferenți, nepăscători la vindecarea celor doi demonizați. Mântuitorul a ascultat rugămintea lor, s-a suit în corabie, a trecut Marea Galilei și a revenit în Capernaum. Aici, predicând cuvântul Evangheliei, niște oameni au dus un slăbănoc de patul suferinței și Mântuitorul spune Sfântul Evanghelist Matei, văzând credința lor, acelor care l-au adus și acelui care a fost acceptat să fie adus, a zis slăbănogului, îndrăsnește fiule și se iartă păcatele tale. Nu a fost rugat Mântuitorul să vindece pe cel bolnav. Fapta însă spunea de la sine. Fapta însă și era o rugăciune. Și spune foarte frumos Sfântul Efrem Sirul că rugăciunea noastră nu trebuie să fie rezumată doar la cuvinte, ci fiecare faptă noastră trebuie să fie o slujbă dusă lui Dumnezeu. Fapta aceasta pe care au săvârșit-o prietenii cunoscuții slăbănogului, ea însăși era o rugăciune. Poate cea mai frumoasă rugăciune. Noi de multe ori credem că rugăciunea este să laura de, să denunchem și să deschidem cartea și să citim de acolo. Și după ce am închis-o, s-a terminat. Nu este așa. Cel care se roagă doar când se roagă, acela de fapt nu se roagă. Cel doar își face un ritual, un program, o obișnuință, un canon, și nimic mai nimic. Omul cu adevărat rugător se roagă, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, neîncetat. Ei, cum poți să te rogi neîncetat? Să spui rugăciunea continuu? Nu. Pentru că mai trebuie să mergem la lucru, mai trebuie să lucrăm și prin casă, mai avem și alte treburi legate de familie, copii, de prieteni, nu știu. Și la un moment dat, oamenii care au foarte, foarte mult de lucru se plâng că nu au timp de rugăciune. Dar ce frumos ar fi dacă am face din toate lucrările noastre o rugăciune. A reușit să rugăm continuu. Cum reușim acest lucru? Lucrând binele. Tot ceea ce facem să fie ceva bun. Fie că facem pentru noi, fie că facem pentru alții, toată lucrarea noastră fie o lucrare bună. Lucrare care se înceapă cu rugăciunea și să se continue cu o altfel de rugăciune. O rugăciune fără cuvinte. O rugăciune a fapte. Pentru că rugăciunea, dacă nu ne duce la faptă, ea nu are niciun folos. O rugăciune care se reduce doar la niște cuvinte rostite, într-un anumit timp din zi, într-un anumit loc, și care nu te îndeamnă să hărtuiești binele, acea rugăciune nu se împlinește, nu se sfințește, nu ne înalță la Dumnezeu, ci rămâne la acest nivel, rămâne la orizontală. Niciodată nu se înalță pe verticală. Ce frumos spunea cineva că această faptă săvârșită de prietenii Slăbonovului este cea care deschide Împărăția lui Dumnezeu. Așadar, ce-au făcut acești oameni? Dacă Slăbonovul de la Vitezda nu avea pe nimeni să-l arunce în scârbătoare, iată că acest om a fost favorizat. Și exegeții Evangheliei de astăzi spun de ce a fost împovărat acest om de prieteni când el a fost bolnav. Poate că atunci când a fost sănătos, avea grijă să-i ajute pe alții, să fie bun, să fie milostiv. În felul acesta și-a creat prietenii care, atunci când el a căzut, a ajuns să fie paralizat, patul de suferință. Acești oameni nu l-au uitat. S-au adus aminte de el și l-au luat tot patul pe care zăcea și l-au dus înaintea lui Hristos. Văzăm în viitorul credința lor făptuitoare, credința lor care a deschis Împărăția lui Dumnezeu. Ajuns la Slăbonovului, îndrăsnește să-ți iartă păcatele tale. Pentru asta l-au adus prietenii înaintea Mântuitorului. Cu siguranță că scopul lor a fost ca prietenii lor să se ridice de pe patul de suferință. Și totuși, Mântuitorul mai întâi iartă păcatele. Nu s-a gândit să se oprească doar aici, doar spre deosebire de alte situații în care a vindecat pe oameni, de data aceasta Mântuitorul începe vindecarea treptată și pornește de la vindecarea sufletească. Cum? Din iertarea păcatelor. Cei care erau de față, în mod deosebit cărturarii, au început imediat să reacționeze. Nu voce tare, și în rândul lor, spunând acesta, referindu-se la Hristos, săvârșește blasfemie. În mintea lor, iertarea păcatelor săvârșită de Hristos era o blasfemie. Ei știau că doar Dumnezeu poate să ierte păcatele și nimeni altcineva. De aceea gândeau în sinea lor că Hristos a săvârșit o blasfemie. Mântuitorul nu-i văd și îi mustră, spunându-le de ce cugetați cele rele în inimile voastre. Câtă discreție aici! câtă delicatețe. E mustră într-un mod atât de delicat. Le descoperă gândul lor ascuns, ca ei să înțeleagă că iertarea păcatelor era posibilă. Cel care cunoaște gândul omului este doar Dumnezeu. Așa se menționa în Vechiul Testament. Doamne, Tu ești Cel care cunoști inimile noastre, care cunoști gândul nostru, care cunoști cugetul nostru și nimeni altcineva. I-a ajutat pe acești cărturari să scape de o altfel de slăbănogeală. Ei erau slăbănogi sufletește și a încercat să-i vindece și pe ei. A încercat Hristos să facă o minune și cu ei. De aceea îi descoperă gândul ascuns. Gând care era păcătos. Și acești cărturari săvârșiseră un păcat cu gândul. Și cât de bine ar fi să înțelege acum în postul adormirii Maicii Domnului, când reușim să ne spovedim mai des decât în cursul anului, să ne mărturisim și păcatele săvârșite cu gândul. Noi de puține ori mai realizăm că păcătuim cu gândul. Credem că păcat este doar să spui o vorbă nepotrivită, să săvârșești o faptă necugetată. Dar ne-am obișnuit atât de mult să păcătuim cu gândul, încât nu mai realizăm că noi mai păcătuim cu gândul. Imediat ce vedem pe cineva, începem să-l judecăm pe mintea noastră. Cum s-a îmbrăcat, cum se comportă, ce a făcut, ce a zis, ce are de gând să facă. De când ieșim din casă și până ce ne întoarcem, în gândul nostru păcătuim. Aproape că nu este om pe care să-l vedem și să nu ne face o idee despre ce mai fi și pus. Nu uite cum arată. Cum au putut să iasă îmbrăcat așa? Cum de gesticulează sau vorbește așa? Și cu greu ne stăpânim. E dacă noi am avea mintea ocupată cu rugăciunea, ar fi ajutat să nu mai judecăm pe toți și pe toate. Dacă nu avea gândul la Dumnezeu, atunci când l-am vedea pe cineva, nu l-am mai judecat. I-am rugat o bine. L-am cuprinde și pe el în rugăciunea pe care noi o facem. Dar gândul nostru, dacă nu este la Dumnezeu, dacă nu facem din drumul nostru spre servici înapoi un moment de rugăciune, dacă atunci când nu avem ceva de făcut, nu transformăm acel moment într-un moment de rugăciune, atunci vine cel rău, cel care chinuia pe cei doi demonizați din Gadara și ne chinuie și pe noi. Gândul nostru începe să lucreze împotriva noastră. În loc să transformăm acele momente în niște momente de apropiere de Dumnezeu, de firii noștri, nu le transformăm în cele momente de judecată. Și nu ne oprim la tot. Mergem mai departe și o să învine. Ei, fapta noastră nu se aseamănă cu fapta celor care l-au dus pe slăbănă la Mântuitor. Deloc. Și devine un păcat săvârșit cu gândul și care, dacă se repetă în fiecare zi, nici nu mai percepe. Credem că așa este normal. Și ne consolăm cu ideea că avem un simț al observației foarte dezvoltat. Așa vine diavolul și ne păcălește. Avem observație foarte bună. Dar dacă folosi această observație pentru noi înșine, și ne-am observat la fel de bine păcatele noastre, atunci am fi cu adevărat câștigați. Dar nu mai avem timp să observăm păcatele noastre. Și noi suntem atât de preocupați de a observa păcatele altora, încât credem că noi nici măcar nu avem păcat. De aceea uneori venim la spovedanie și nu știu ce se spune. De multe ori, chiar și acolo, venim să-i spovedim pe alții. Credem că ei au mare nevoie de spovedanie, dar nu noi. Dacă am privit doar la gândurile noastre și câte am avea de mărturisire, nu ne ajunge, poate, în programe. A trebuit poate să continuăm și a doua zi. De ce este atât de important păcatul cuvânt? Pentru că orice cuvânt și orice faptă, la origine, este un gând. Înainte să vorbim ceva, deci să facem ceva, mai întâi cuvântul sau fapta respectivă. Și dacă noi am fi mai atenți la zămislirea păcatului, zămislirea care stă în gândul nostru, atunci am fi mult mai atenți la ceea ce spunem și la ceea ce facem. Dacă ne-am dat seama că acest gând nu este bun, nu este de folos, ne este spre o sândă, atunci aș urma acel gând. L-am înlăturat. Ne-am mai dat voie să prindă rădăcini. Și atunci cuvântul rău nu va mai ieși din gura noastră. Fapta rea nu va mai fi săvârșită de noi. De aceea, Sfinții Părinți și localici pun așa de mare accent pe gând. Și un părinte spune foarte frumos că viața este viața noastră așa cum sunt gândurile noastre, Părintele Tadei. Viața noastră se caracterizează prin gândurile pe care noi le avem. De aceea Hristos a descoperit gândurile cărturarilor ca să ajute să înțeleagă că cel care le descoperit gândul este însuși Dumnezeu. Cel care cunoaște și gândurile noastre mai înainte ca noi să le spovedim, ar aștepta de la noi să le descoperim și noi. Noi, da, din Dumnezeu venit, atâta ne descoperim. Mântuitorul îi întreabă pe cărturar, ce este mai lesn? A zice, ți se iartă păcatele, sau a zice, scoală-te și umblă. O întrebare la care ei nu răspund. Știu că este mai greu să fie iertate păcatele. Vindecarea fizică era mult mai ușoară. De aceea Mântuitorul începe cu vindecarea sufletului, care noi să înțelegem că mai importantă decât vindecarea trupului este vindecarea sufletului. Și nu putem să vindecăm sufletul decât atunci când primim iertarea păcatelor. Toți care suntem bolnavi, de acolo trebuie să începem. Să ne vindecăm sufletul. Apoi, Mântuitorul a spus, dacă să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, a zis lăbănogului, scoală-te, ia spatul tău și mergi la casa ta. Ceea ce a săvârșit mai întâi nu a fost vizibil. Slăbănogul a fost iertat, dar a rămas în continuare pe patul de suferință. Oamenii au nevoie de ceva palpabil. Cărturarea avea nevoie de o minune vizibilă. Dar cele mai mari minuni sunt invizibile. Dar pe noi mai puțin interesant aceste minuni invizibile. O minune vizibilă ne impresionează foarte mult. 100 de minuni invizibile îl lasă nepăsător și rece. Cea mai mare lucrare a bisericii este lucrarea tainică, nevăzută. Și din păcate, până în ziua de astăzi, noi ne comportăm la fel. Nu ne interesează prea mult ceea ce nu vă mai. Suntem în continuare robii fizicului, formelor, a manifestărilor care pot fi văzute, măsurate, întărite și mai puțin ne interesează lucrarea nevăzută. Nici cărturare și nici cei prezenți nu au fost impresionați prea mult atunci când Mântuitorul i-a dat păcatele slăbănogului. Cel mult apărut comentarii. Nu mai mult. Abia după ce slăbănogul s-a ridicat și și-a luat patul, s-a plecat în văzul tuturor, oamenii au dat slavă lui Dumnezeu. A dat o astfel de putere oamenilor. Nu am înțeles nici atunci că cel care a săvârșit minunea era el însuși Dumnezeu. Trei minuni săvârșite dintr-o dată. Iertarea păcatelor, ridicarea slăbănogului de pe patul suferinței și descoperirea gândurilor cărturarilor. Nici cărturarii nu au înțeles, nici mulțimile. Oare noi înțelegem? Înțelegem cu adevărat această întreită minune? După această Evanghelie înțelegem noi că, în primul rând, trebuie să căutăm iertarea păcatelor? Înțelegem că păcatul săvârșit cu gânduri, trebuie mărturisi, trebuie să avem gânduri curate, să fim atenți la ceea ce gândim. Dacă am gândit rău la următoarea spovedanie, să mărturisim aceste gânduri. Dacă înțelegem și nu rămânem doar la înțelege, ci vom pune în practică ceea ce am înțeles, atunci vom fi câștigați. De o asemenea cu cei care l-au dus pe slăbănor la Mântuitorul și Hristos, văzând credința noastră, ne va spune și noi să îndrăznim că păcatele ne sunt iertate. Amin.